Iată, ne ajung și la rubrica noastră numită Cum se face? Și de această dată vorbim cu Nea Vasile, un meșter ceaunar, care ne va arăta, bineînțeles, cum se fac ceaunele. Ce ne arătați astăzi? Astăzi o să vă arăt cum se topește materia primă pentru ceaoană și remodelarea lor. Bun, haideți să vedem cum se face. Vrem să facem un ceaun. Ce trebuie să facem prima dată? Cu ce începem? Prima dată începem cu umplerea unei forme. Deci forma este goală, pur și simplu, prima dată, da? A doua oară se umple cu nisip, se presează perpendicular una și una, să aibă aceeași presare peste tot. După aceea se decura șcheta și se face plată, drept, da? Hai, mete și clova, hai, doctorii, da de meteava. S-o starta e, mi țigni pe iorii, e gajenda. Trebuie puse la centru. Dar și formele astea sunt făcute tot de dumneavoastră, nu? Da. Sunt făcute de mine, sunt finisate. Acum urmează presarea. Batem lateral pentru a degaja formele de miezul de interior. Tragem cu mistria, așezăm nisipul să nu iasă cu multe impurități. Acest procedeu facem la fiecare în parte. Etapa asta am terminat. Acum urmează punerea nisipului deasupra, presare, pana de turnare. Asta este un nisip, o separare. Deci un nisip de tencoială uscat, ars, cum se spune, se pune peste aceste obiecte sus ca să separe nisipul acesta care îl bate băieții de platforma de la sol, deci platforma de jos. Acum punem separarea, separația, așa îi spune. Deci unde există model pentru turnare, inclusiv și codița aici, trebuie pus nisip, separație, ca să poată să separe. Ce urmează acum? Ce trebuie să faceți? Acum urmează etapa punerii penelor de turnare, unde se pune pana de turnare. Se presează jur împrejur cu ciocanul. Se pune pana de turnare chiar în mijloc, în centrul tiparului. Se presează. Se calcă cu picioarele. Se presează nisipul deasupra tiparului. Ceea ce se scoate pana de acolo, de la fiecare în parte, de la fiecare tipar, și rămâne pana de turnare prin presare la fiecare tipar în parte. Urmează ridicarea tiparelor fiecare în parte. Acum, asta e partea cea mai interesantă, ca să spun așa. Cu
Deci în momentul ăsta acum noi curățăm materia primă de impurități, șurupuri, fiare, zgură, să rămână materia primă curată. Materia din cuptor, topită, gata, și mergem cu el la turnare. Matra de man, mai speedy man, mai speedy man, da de eromenge, ai mete bașava. Acum, ceaunul la topit, apoi punem cărbun, jur împrejur. Și acum ce vreți să faceți? Acum îndreptăm ceaunul și punem material la topit. De ciclovau, hai bucim, hai buci de chiera, marmandate, acana sunt erno. Acum începe ridicarea fiecărui în parte, scoaterea obiectului. Ele acum sunt turnate. Acum urmează următoarea procedură pentru finisaje. Finisat, spălat, spoit, toate puse, aranjate, doar numai bună pentru vânzare. Astea sunt finisate, aranjate, gata pentru vânzare. Așa arată.